Când am scris romanul Gabriel, am gândit asupra familiei și a valorilor morale creștine și apoi asupra banilor. Banii sunt cea mai importantă valoare materială, fără de care nu poți evolua, nu poți exista. Este cea mai importantă resursă. Aceasta este o parte a vieții. Cealaltă parte a vieții este cea a spiritului, a sufletului, care caută fericirea, împlinirea, bucuria și sensul cel mai profund al vieții, care nu poate fi găsit decât în acea viață trăită în vecinătatea lui Dumnezeu și a cuvintelor lui eterne și nemărginite și care țin de lumea și care țin lumea în ordine și viața noastră în ordine. Dacă ești singur în viață doar cu valori materiale, asta te îmbolnăvește și te îndreaptă către pierderea de sens a vieții, către absurdul existenței. Dacă ești singur cu Dumnezeu, viața capătă sens și capătă putere, capătă direcția veșniciei în perspectiva paradisului pe care îl trăim un pic și aici. Vă invit să descoperiți acest balans între lumea exterioară și lumea interioară a sufletului din acest roman pe care l-am scris ca o formă de dialog dintre mine și dumneavoastră. Să fim fericiți în lumina lui Dumnezeu. Victoria Duțu, romanul Gabriel.